Dragii noștri, noi vă invităm aici mai aproape. Să știți că ne vine special pentru voi o surpriză frumoasă și o fir cu drag cuvântul. Bucuroși de oaspeți? Da, noi permanent suntem. Venim la dumneavoastră cu la mulți ani și cu urări de bine. Căci anume astăzi, în fața cumătrilor, ați adus cea mai scumpă și cea mai plăpândă ființă vouă, pe scumpa ficuliță. Vă dorim o creștere ușoară, să aveți de toate de ce va avea e nevoie. Atunci când întâmpina dificultăți, vă rog mult să o ajutați și să vă bucurați de toate succesele ei împreună cu dânsa. Ei îi dorim o creștere ușoară, o copilărie cât mai fericită, în viață să aibă doar succese, realizări cât mai considerabile, la mai mult și la mai mare. Dar știm noi că în familia dumneavoastră astăzi este o sărbătoare dublă, căci tăticul își sărbătorește ziua de naștere. Domnule Cristi, știm precis că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Și v-aș spune așa, o viață lungă să trăiți, cu multă demnitate, să aveți doar bucurii și succese în toate. Norocul, fericirea să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă însoțească. Ce putem să mai dorim în astă viață zbuciumată, decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate. Felicitări dumneavoastră! Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? După inscripție pe tortul ăsta frumos. Haideți să vedem că mai aveți dumneavoastră oameni apropiați. Și venim cu aceste daruri, avem o tortă pentru masă de sărbătoare, un suport financiar, ceva mai tărișor, Cristi! Sperăm că v-ați dorit ceva acolo, suflând lumânările. Dorim ca totul să se împlinească. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpul și iubitul nostru, astăzi, în codrul vieții tale mai sădești un brad. Fie ca el să crească și mai înalt decât cei pe care îi ai deja. Faci parte din sufletul nostru și ești bucurie inimilor noastre. Nu există cuvinte care să exprime cu adevărat ce simțim. Singurul lucru pe care putem să-l afirmăm cu certitudine, suntem mândri și onorați că ne ești alături. În această zi minunată venim cu un la mulți ani de ziua nașterii pentru cel mai frumos la chip și bun la suflet, fecioraș, frățior, soț, tătic. Îți aducem calde din inimă felicitări, însoțite cu urări de bine și belșug. Să te bucuri de dragoste puternică și sinceră, să ai mult noroc, iar fericirea să te însoțească oriunde ai fi. Îți dorim în cale să ai mereu doar drum verde, iar îngerul păzitor să te însoțească pretutinde. Îți dorim să fii mereu înconjurat de cele bune, de oameni frumoși și de multe oportunități deosebite. Fie ca zâmbetul să persiste mereu pe chipul tău, iar în inima ta să domine pacea și iubirea. Fie ca viața să-ți fie veselă, interesantă, prosperă și plină de realizări deosebite. Să ai parte de bucurii, momente speciale alături de cei dragi și multe motive de zâmbete și fericire. Fie ca cele rele să te ocolească, iar în viitor să ai parte de tot ce este cel mai bun. Îți dorim din focul iubirii iubire, din vârtejul vieții fericire, din bogăția omului
demnitate din comara lumii, sănătate, să te bucuri mereu de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar cu putere în suflet și în minte să obții ceea la ce visezi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ales să fim părinții tăi. Ne vom strădui să-ți fim mereu alături și să ne bucurăm de orice zi trăită împreună. Fii fericit și nu uita că te iubim enorm. Un la mulți ani, cu multă, multă dragoste, vine mămica Lucia, tăticul Vasile, împreună cu fractele Victorin, scumpa fiică Ema, socrii Raisa și Vecislav și acea persoană care este mereu alături, și la bine, și la rău, soția Severina. Felicitări dumneavoastră! Acest Mercedes să fie în ugradă dumneavoastră, dar poate el este, nu știm. Domnule Cristi, știm precis că aveți și dumneavoastră un mic mesaj pentru cei dragi sufletului. Da, și normal că avem. Sper să spun că la orice copil pentru părinți, ca la orice stat pentru copilul său și ca la orice bărbat pentru femeia lui, noi permanent avem un cuvânt. Avem un cuvânt de cel bărbătesc. Că dacă ei inima stimează, înseamnă că au pentru și dacă am ajuns la ziua asta, de astăzi, în seara asta și ei se mândresc cu mine și am ajuns la așa schimb. Înseamnă că eu de-am obținut ceva în viața asta și vreau tare mult să le mulțumesc, dar să le mulțumesc din suflet. Păi că pur și simplu sunt oameni scumpi alături și mă înconjoar și mă susțin. Și știți că eu și mai mult vă iubesc și vă stimez. Asta, grație. Mersi mult! Dar stimați oaspeți, să știți că nu este doar o dublă sărbătoare în această familie, dar este o sărbătoare triplă, căci cu ani în urmă, doamna Lucia și domnul Vasile a mers la oficiul stării civile pentru a spune un ferm da. Da? E corect? Câți ani aveți împreună? 33! Sănătate vouă! Felicitări! Aș vrea să spun că sunteți un adevărat exemplu pentru generațiile de astăzi. Vă dorim sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească și așa cum astăzi sunteți înconjurați de cei mai dragi, așa să fie și în continuare. Și am spune, amar la tineri! Amar! Amar! Că a fost așa ca atunci, cu 33 de ani în urmă, primul amar. Da? Așa. Mai dulce, dar tot sfios. Noi vă dorim o seară cât mai frumoasă.